Și despre aceste alegeri prezidențiale care, iată, sunt pe orizont acum, nu știm încă când, dar în vară sau în toamnă, să vedem ce decizii va lua Parlamentul. Pentru a evita speculațiile din presă, pentru a nu permite ca această fosteală al tot știutor de pe diverse maluri ale râurilor și de pe malul râului Bâlc și din afara țării, vreau să fac o precizare și să evităm aceste speculații. În condițiile în care ecuația alegerii prezidențiale are încă foarte multe necunoscute, PPM-ul consideră prematur orice discuție despre înaintarea unui candidat al partidului la viitoarele alegeri. Sunt nevoit să fac acest lucru și această precizare pentru că unii binevoitori, în ghilimele, au denaturat deja și premeditat declarațiile mele anterioare. Și maximă atenție! Nu venim cu candidatul nostru ca mai apoi, peste câteva zile, să declarăm că avem nevoie de un candidat unic pe segmentul de centru-dreapta. Din contră, noi avem o atitudine responsabilă și vom cântări minuțios și cu atenție orice mișcare în acest sens.